Biroul executiv al Partidului Ecologist Român, filiala Gorj, condus de către președintele Dan Miroiu, s-a întrunit la finalul săptămânii trecute pentru o analiză completă în cadrul organizației. Invitați la întrunirea politică au fost și ex-deputatul Elvira Șarapatin, dar și fostul director al SDN Târgu Jiu, Ion Tudor. Ședința a fost deschisă de către liderul organizației, care a adus în discuție și chestiuni organizatorice. Enunțându-vă câteva măsuri organizatorice, care deja au fost demarate, câteva din ele. Spre exemplu, sediul județean, după cum știți, îl aveam la una din locațiile mele particulare, dar se va vinde locația și vom schimba sediul. Sunt în tratative și în discuții cu domnul Vulcean, patronul frizeriei de pe 8 mai. Vom lua etajul sau parterul, un sediu destul de satisfăcător. Sunt la parter vreo 62 de metri pătrați și la etaj și aproape 100, 98 de metri pătrați. Bun. În sediu pe perete, cu siguranță vom amplasa în interior harta Gorjului, cu marcaje prin buline. Harta deja este făcută, a creat-o domnul președinte municipal, am dus-o la bio, n-am mai avut unde să o afișez de aici. Benele. Referitor la benele, deja am dat comanda pentru 100 de bucăți, 4 metri pe 2 metri, la fel formatul în care bannerul va fi pe fiecare casă unde este organizația sau... Exact, da, va fi același model, numai că aici jos nu va mai scrie filiala Gorj, va scrie filiala municipală Târgu Jiu, filiala municipală Motru, Cărbunești și așa mai departe. Bun. Când veți primi aceste bannere, deja eu consider că avem obligația, nu numai dumneavoastră, ci la organizația locală, ci și noi cei de la organizația județeană, să le montăm și să începem să facem vizibil, nu neapărat cunoscut, pentru că deja localitățile respective vă cunosc pe dumneavoastră, cei care sunteți consilieri, cunosc existența partidului, cunosc activitatea partidului, dar mă refer la vizibilitatea locală. Să fie vizibilă organizația respectivă. Doamne, organizația Bâlten, să zicem, are un sediu, da? Are bannerul pe sediu. Organizația Bălești are un sediu, are bannerul pe sediu. Organizația Drăguțești la fel. Telești la fel. Civilești, etc. etc. Bun. În următorul interval de timp, și aici mă refer neapărat la luna decembrie, pentru 1 decembrie vreau să organizăm o mică manifestație. Încercăm să ne adunăm 40-50 de oameni, e Ziua Națională a României. Vom avea tot ceea ce ne este necesar, steaguri, bene, pancarde, etc. Și aș vrea, în funcție de cum organizează și administrațiile locale, județene sau municipale, de preferință ar fi să încercăm să facem acest meeting, nu un meeting pro, un meeting pentru a marca, evenimentul, adică, Ziua Națională. Ziua Națională. În cadrul ședinței a luat cuvântul și profesorul universitar Ion Lucian Medar, prim vicepreședinte al PER Gorj. O să partidul de câștigat cu astăzi, mai ales că aveți altă experiență politică. Nu mai suntem în acel cadru că supunem pe ordinea de zi. Am intrat direct în discuții, în dezbateri, o să și câștigăm timp.
Dar asta se observă că, într-adevăr, față de perioadele precedente la care am mai asistat, când am mai fost și alți tovarăși pe aceea și prietenii și-au plecat, partidul are o altă configurație pentru cei care cu care mă văd pentru prima dată, pentru că sunt într-adevăr printre dumneavoastră, cu domnul inginer mai m-am văzut data trecută, nu? Sau cum? Nu sunt inginer, dar mi-am văzut. Da, a fost un inginer, am văzut. Domnul e soțul, doamna da, Angela. Știu. E foarte important să spuneți este soțul doamnei. Da. Să știți că recunoaștem supremația doamnelor și să știți că eu le-am spus și data trecută dacă m-am reîngimentat din nou, adică atunci când am venit în familia ecologiștilor, vă spun că am venit imediat după Revoluție. Cu domnul Tudor m-am întâlnit, atunci eram activist în mișcarea ecologistă, când l-am cunoscut pentru prima dată, când a venit Pavel Coruscu, renumitele cărți, i-am luat autograf. Dar a murit și el. Da, da, un om, o valoare. Da. Valoarea ale neamului românesc și tot ce ține de neamul românesc, toți care s-au perindat periodic, așa e. Eu am plecat cu mișcarea ecologistă, că așa simțeam. Eram dintr-o familie de preoți. Și o să mă opresc aici, în final, o să vă spun ce am scris împreună cu domnul președinte, un mesaj către toți verzii. Și țelul meu este, ca să vă spun că cu asta am început. Țelul meu este să unim ecologiștii din România. Poate că nu mai am eu, poate și ca o parte din vers, poate sunt și alte organizații. Țelul nostru. Scuzați-vă. Țelul nostru este să ne unim, că dacă noi nu suntem uniți, toți care iubim natura, mediul înconjurător și dacă vrem să facem ceva, să lăsăm ceva pentru urmașii noștri, pentru că știți că a fost un summit acum și s-a vorbit de 2030-2050. Dacă 2030 s-ar putea să-l prindem 250, nu cred că mai prindem mulți dintre noi ăștia care au trecut de 60. Am vrea noi, dar nu se știe. Deci nu știm ce va fi peste 30 de ani, dar putem să lăsăm ceva, să facem ceva sper că dacă ne unim de data asta cu adevărat, că au mai fost niște încercări. Și știu istoria verzilor, pentru că încă o dată vă spun, am urmărit-o pas cu pas la Revoluție încoace. Au mai fost încercări, dar nu se poate trece peste orgolii. Adică sunt oameni care zic că fără de ei nu se poate face treabă. Cum sunt și cei care ne conduc vremelnic acum. Ați văzut că rupturile din PSD, rupturile din PNL, să știți că ca să trec de la unul la alta, părerea mea este că pe viitorul PSD și PNL-ul actual o să unească. Pentru că îți dau seama ce forțe vin în spate, știi? PNL-ul, PDL-ul. PDL-ul, așa, o parte din eu am, asta îi percep ce aștept. De ce? Pentru că sunt alte curente foarte puternice. Deci vin cu informații, am fost în stațiune, m-am relaxat un pic, dar acolo m-am întâlnit cu alți prieteni. Că știți că așa le poținește. Și sunt niște curente puternice de nici nu ne dăm noi seama. O să vedeți ce partid o să apară. Așa cum Aura a apărut pe acest pilon al Vadim pe România Mare, o să apară pe alte curente și tot din astea puternice, pentru că politica Uniunii Europene și acum, chiar dacă m-am declarat și acum ați văzut, sunt un naționalist convins, un patriot convins, așa simt eu că sunt. Am văzut că singură naționalistă. Nu. Și ca să vedeți paradoxul, pentru că faptul eu predau educație financiară, adică învăț pe oameni nu să lucreze pentru bani, ci să pună banii să lucreze pentru ei și asta e altă discuție. Problema este că predau sisteme de guvernanță a Uniunii Europene. Vă dați seama. Și acum mi-am dat seama, după summitul ăsta care a avut loc la Glasgow, că marile puteri încă nu au percutat așa cum trebuie la măsurile de protecție a naturii, măsurile care ar trebui să le ia împotriva climei, adică mai mult sunt angajamente, pentru că în 2020 trebuiau să intervină cu vreo 90 de miliarde de euro în lumea a treia și n-au intervenit. Și mulți bani trebuiau să fie dați de marile industrie ale țărilor puternic capitalizate, care majoritatea sunt în Uniunea Europeană, sunt de o parte China, care
nici n-a participat. India Rusia, Rusia, Rusia da. Care nu vrea să audă deocamdată de așa ceva. Deci vă dați seama că o să avem de lucru. Aici în Gorj chiar este mult de lucru. Aici trebuiau să facă împăduriri. Pentru că totul, primele lucruri la care aș vrea să-i coptăm și pe Verzi și toate ONG-urile și toate care simt, să facem o acțiune comună pe un primar care vrea să acheseze, că ăsta e cuvântul, să percuteze la ceea ce vrem să facem noi. Adică să refacem anumite terenuri cu ajutorul, cu bani, cu proiecte europene. Așa, așa, pe agricultură, deci și pe împăduriri, dacă acționăm. Restul, toate cercurile astea, oamenii s-au săturat de scandaluri, de, am auzit meeting-ul, acum a venit o propunere, nu știu de unde vrea, meeting în ziua națională. Vă dați seama că nu ar fi ca bine, oamenii cum... Chiar dacă, da, în ziua aceea... Nu, e bun din pe marcat, pătrurile, nu de... Nu, și cu pădurile, pământurile s-a dat la oameni, unii vor, unii vor, o să vedeți că nu sta să spun, să vă spun, eu v-am vorbit de summit-ul de la Glasgow, da? Legat de Bucureștele, e important pentru oameni. Deci, banii care vin pe acest program de reziliență și reconstrucție, îi zic reconstrucție, nu refacere, seamănă cu planul Marshall după război, acești bani trebuie atrași, pentru că mișcarea asta cu PSD-ul și PNL-ul, tocmai asta este, ca să pună de acord să atragă toți banii ăștia. Pe diferite proiecte, acolo unde sunt primari liberali o să fie pentru, unde sunt PSD și o să dea acolo banii mai mulți. Dar important e să fie acolo. Și cei mai mulți bani sunt pentru mediu, pentru digitalizare, pentru sănătate. Exact, sănătatea supără toată lumea de spitale și doamnele. Și când am zis mediu, am zis și... Stați-vă să termin. Când am zis mediu, am zis și aceste refaceri a terenului agricole. Pentru că, uite, vă dau un exemplu și căutați acum pe Google, scrieți terenuri agricole Finlanda. Finlandezii deja au absorbit bani pentru refacerea terenurilor. Acolo, dacă fiecare dintre noi, pe specialitatea noastră, ar citi, și chiar vă rog, de fiecare dată când veniți la ședință, să citiți pe site-ul Perlului și o să vedeți acolo. Une mașini ca de-aia, une aș putea să puntez. Exact. Pentru că Medar e economist. Am vorbit foarte puțin, adică am introdus două cuvinte. Educație financiară. Domnul a zis că e greu. Normal. Toți care, și am zis pentru toate partidele verzi și toate organizațiile curate din România. Și am văzut un citat al lui Bernard Shaw și un citat de Constantin Brâncuș. Și am început cu aceste două citate. Bernard Shaw spune așa, mai ales că a fost summitul ăsta în Anglia, da? Am învățat să zburăm pe cer ca păsările. Am învățat să notăm în ocean ca peștele. Acum rămâne să învățăm cum să trăim pe pământ ca oameni. Am încheiat citatul. Iar Brâncuș are foarte multe aforisme, o să mai discutăm despre Brâncuș, o să vă invit la centrul nostru de conservare a operului Brâncuș. Și Brâncuș spunea, oamenii nu își mai dau seama de bucuria de a trăi, pentru că nici nu mai știu să privească minunile naturii. Iar mai spunea în alt aforism, pământul ne-a dat totul. Noi vrem ca armonia dintre natură și om să revină în viața noastră și totodată să oferim împreună soluții pentru o lume curată. Mă adresez tuturor verzilor din România. Acum știm mai mult ca oricând că viața noastră unică pe acest pământ și cea mai de preț comoară este folosită de multe generații în contrasens cu întregul viu comun. Viața noastră este esența tuturor lucrurilor și depinde nemijlocit de sănătatea mediului natural în care trăim și de procesele de integrare specifice omenirii. Acum, peste tot în lume, criza ecologică a fost marginalizată de criza mondială a sănătății. Dar poluarea naturii de către fiecare om este din ce în ce mai acută în viața noastră de zi cu zi. Iar epuizarea resurselor naturale limitate ale omenirii trebuie urgent oprită. Nu mai vrem să așteptăm, ci într-o solidaritate europeană vrem să facem cu propriile noastre mâini, minți și inimi un viitor curat copiilor noștri, într-o țară curată, într-o lume curată. Pentru a face față provocările actuale, noi milităm ca fiecare om să dezvolte un sentiment mai profund de responsabilitate ecologică.
fiecare iubitor de natură trebuie să învețe pe toți cetățenii patriei noastre să-și recapete demnitatea firească, să înlăture egoismul și să acționeze nu doar spre binele propriu al familiei sale, ci spre beneficiul social al întregii comunități. Aplicarea regulilor dezvoltării economice durabile sunt esențiale pentru creșterea calității vieții și reprezintă o condiție principală pentru dezvoltarea unui climat social echilibrat și constructiv. Noi privim economia ca un organism viu cu intrări, transformări și ieșiri. Ion Tudor, invitat la acest eveniment, a subliniat importanța politicii creionate de către ecologiști, subliniind faptul că susține proiectele promediu declanșate la nivelul județului Gorj. Da, bine ziua, domnul președinte. Nu, în ziua aia nu va accepta nimeni să faci meeting, nu faci nu. În situația în care nu... Nici n-ar fi... Nu, dar există, dar ce gândim... Că e posibil să vedem ce se va organiza de 1 decembrie. Să vedem. În cazul în care... Toți depun coroane? Categoric se vor depune coroane. În cazul în care vor mai face acea defilare, cum se făcea odată, vor defila numai instituțiile, nu în niciun caz nu vor. Dacă am avea și eu un ONG sau ceva, poate să zice, doamne, dar o să sară lumea până că vă voiați închis hidrocentralele, ONG-urile cu verzi lumea încă nu prea le percepe și aici e de lucru un pic mai mult. Dar eu cred, scuze-mă că îmi permit să... Nici o problemă, chiar vreau să completați. Vom găsi o posibilitate să marcăm acest eveniment. Cumva? 1 decembrie este noi monumente legate efectiv de unire sau zone unde poate, eu știu, era până la 1918. Poate, fapt, pe unde drumul pe care au trecut, pe care au plecat oltenii noștri spre Alba Iulia, să-l marcăm cu zi. Da, e o propunere interesantă. Adică, despre organizarea și întărirea PER Târgu Jiu a vorbit chiar liderul acestei filiale, Marius Bonculescu. PER Gorj a făcut pași importanți în ceea ce privește consolidarea partidului, care a reunit persoane importante de profesii diferite la nivelul județului. Dan Miroiu, președintele PER, a reușit să transmită corect mesajul ecologiștilor gorjeni, câștigând încrederea tot mai mulți cetățeni ai județului, supărați că autoritățile nu dau importanța cuvenită mediului înconjurător.